Deci vreau așa, un pachet de țigări de căciulă pe fiecare zi, 4 litri de bere de căciulă pe 3 mese. Altfel eu nu discut! Dacă vrei să ai acces la cele mai mari reduceri de jocuri, nu uita să intri pe Eneba. Pentru asta e un link în descriere și nu uita să folosești codul LQT pentru o mega reducere. Salutare toată lumea, aceea ce nici bine am regăsit la un nominat episod dintre astfel Breasla Amicilor împreună cu amicii. După cum puteți vedea, suntem în fața casei cu frumosul Audi A7 și AK Vipera. Avem aici parcat în fața curții casei. N-am mai băgat un garaj că iese destul de greu. Băi, în episodul de astăzi, ce vreau eu să facem? Fiți atenți, atenție, atențiune. Dacă vă țineți voi minte în episodul lui Bercea, eu am cumpărat și am dat bănuți ca lumea pe ea, am cumpărat casa lui Madalin. Dar casa lui Madalin, din păcate, este neamenajată. Nu are nimic. Are geamuri sparte, are uși furate, n-are mobilă în interior, așa că o să trebuiască să o amenajăm cumva. Adică trebuie să-i facem ceva, nu o putem lăsa așa. Așa că, dat fiind spuse toate aceste lucruri, stați un pic să-mi dau asta mai așa. O să sunăm o echipă, o să apelăm la niște profesioniști, o să sunăm o echipă pentru a veni să amenajeze. Așa că sună pe 0763322256, așa. Alo, da, Bercea Consulting Constructing SRL. Oh, să trăiți sănătate. Am numărul dumneavoastră de pe la un prieten. Bercea îl chema pe el, nu știu dacă îl știți. Da. Bercea îl chema, da, mi-a dat numărul dumneavoastră, mi-a zis că cică vă ocupați cu din astea, cum se numește, cu designe interioare, construcții, chestii, reparații. Da, și demolări, sigur. Și demolări, wow, de demolări nu știam. Da, da. Păi practic am achiziționat recent o proprietate. O proprietate foarte nouă. Foarte urâtă. Dar de unde știi? Da, de unde știți? Mai bădui și nu-i așa. Da, nu-i așa. Ia că nu mai fac nimic cu dumneavoastră și a plec la altă firmă. Păi dacă nu era urâtă, nu ne mai contacta, nu? Dacă era urâtă, nu ne mai contactați, nu? Dacă era urâtă, păi tocmai. Păi dacă nu era urâtă, scuzați-mă. Dacă nu știți, mamă, cu cine vorbesc, mâncați așa. Ai un superior să vorbesc cu el? Nu. Aoleu, e clar. Da, păi... Haideți să ne vedem pe strada principală, la locație. Când? Acum? Ai treabă? Sau ai altceva de făcut? Stați puțin să-mi caut în agentă, păi... De, căutați în agentă, sigur că da. A, ce păcat, suntem cam ocupați acum. Să discutăm la fața locului despre ce e. Dacă nu poți să vin, că-s ocupat! Domnule, dacă nu vii, ai prins la altcineva. Bine, gata, hai că vin. M-ați convins, îmi place, e un client. Da. Dar o să vin cu echipa mea să vedeți ce echipă. Sigur. Ne vedem pe strada principală, numărul 3. Da, bine, să trăiți. Sănătate. Aoleu, vai de capul meu cu ce bagiocuri am de-a face, n-ai văzut așa ceva, mă, mâncați. Hai să mergem cu mașina. Ce-am făcut, mă? Hai să mergem cu mașinuța. Pom-pom. Și dacă ne supărăm și pe măsa. Nu. Cine-i gloata asta de derbedei, mă? Bună ziua, suntem de la Bercea Consulting Constructing. Ei sunt aghiotanți, asistenții mei. Da. Bună ziua! I-am luat de la casa de copii. Se vede. Dar nu mai vorbi așa, că vorbiști tot episodul, tot de-mi făcuși capul calendar. Bună ziua! Mi-i trăsânge să mor. Ești, dar nu mai trebuie că mai vorbești așa. Gata, domne, bună ziua, da. Deci ei sunt asistenții mei, i-am luat de la casa de copii. Eu nu cred că întrețin și relații intime, dar nu e treaba mea. Da, hai să nu mai vorbim despre asta, vă rog. Dar nu cu deci, domnul Bercea, că el e ca un... Asta este noua proprietate. Da, spuneți, vă rog. Ți-l tai pe ăsta. Da. Deci am luat proprietatea asta de 5 coace. Da. Și după cum puteți vedea, a fost vandalizată de niște oameni cam ăștia cu care umblați acum. Slabe șanse să încheierii. Păi nu, nici insinuam așa ceva. Da. Și am nevoie de un mini design așa la curte, dacă se poate. Frumos o parcare aici, ceva, pentru că vedeți că am o mașină și n-am unde să o parchez. Da. Da? Și eventual... Domnul! Cum ați spus că vă numiți? Eu vorbesc, da? Domnul Andrei. Domnul Lecturatu, domnul Lecturatu chiar. Domnul Legumă. Așa. No, bă, ăla sparge geamuri. Păi, dar normal, nu de asta ne-ați chemat. Nu, nu v-am chemat să demolați, v-am chemat să renovați. Nu, stai așa, să-mi intru în personaj. Dacă mai faci pe știi tu cine, te dau afară. Eu nu știu exact, nu știu să spun. Aici trebuie aplicat un gard. Frumos, plasă, tot. Da, tac, pac, frumos. Lucrare. Pe casă punem frumos o plasă de buzău. Eu știu că eu sunt pe meseriaș. Avem lucrări multe. De asemenea, aici punem un prun. Un prun în curte. Prun. Pentru că este o țuică nemai pomenită. Da. De asemenea, locuiți cu soacra? Nu. Mai bine. Dar cui se sparge microfonul? Unui dobitoc, probabil. M-a scarbinat în ureche. Cu microfonul? Nu, da, mă loveam așa. Domnul, să știți că îmi dau buleală. La noi se lucrează frumos bai înainte. Ce-ar fi tu mai bine să-mi prezinți ideea? Aici punem frumos un gard natural și tot. Așa. Aici vreau să-mi faci o intrare. Uite aici. Aici facem o intrare frumos, gazon, tot. Se face. Gata. Asta o rezolvaș. No, facem frumos tot. Așa. De asemenea, pot să-l pun și pe sclavul ăla să repare deci geamurile. Deci domnul. Ce? Haide. No. Ba da, o idee foarte bună. Din peretele ăsta facem o intrare direct în garaj. Vreți să facem o intrare în garaj? Bam, așa facem aici o intrare în garaj, frumos. Bă, nu e ce sus, nu. O intrare în garaj, tot. Șeful, aici e geamul de... Bă, dicapatule, nu mai sparge atâta. Da. E geamul deschis, șeful. N-are nimica. Haideți, vă. Deci, cum ți-am spus, vreau așa. Și pe lângă, deci vreau banii înainte. Așa. Și în casă ce vreți să-mi faceți? Hai. În casă, bineînțeles... Ce faceți aici? Dumneata, ai cramă. Ce garaj, nu? Cramă? De vină raie? Nu am. Păi n-am vinuri, nu beau, nu-s băutor. Domnul Obret. Domnul Andrei Obret. Așa. Exact. Vreți să facem lucrare sau să facem buleală? Păi țuica unde o ții? Nu am țuică. Domnul Obret. Da. Stați puțin. Atunci eu mi-au muncitorii și am plecat. De băut, deci vreau așa, un pachet de țigări de căciulă pe fiecare zi. Da. 4 litri de bere de căciulă pe 3 mese. Altfel eu nu discut! Nu discut! Păi da. Bine atunci, hai, ziceți. Păi dați ales banii, păi dăm banii, hai, dăm banii. Alte dorințe mai aveți? Bă, dar peste asta nu poți să sari. Bă, dau banii, păi mă trebuie să mă duc să iau de acasă. Hai, fugi și ei. Bă, ia gata, să mai lucrez pe la nimica. Bă, nu cu casa asta, că nu pot să pun gard în spate. Băi, sclavul meu. Eu cum ies de aici? Are curiozitate. Domnul! Exact, nu știu să vă spun, dar... Stați! Atenți! Ajungeți prizonierul nostru. Ia uitați. Frumos! Intrarea asta aș vrea un pic mai lată, dacă se poate să fie. Așa, doamne, ce gloată de incompetență. Ți-am bag piciorul. Sau de știu cine mă bat. Doamne, că ea nu dorm. Mă, le iau banii, să mă duc să le duc banii la copii. Sigur că da. Banii tăi nu contează. Tratează fata cu respect, fi pe fază. Prua! Trebuie să mă duc la șaorma după aia, să iau șaorma la băieți. Stai să vedem dacă reușim să facem ceva cu bănuții pe care avem. Unde sunt bănuții? Aici, la asta. Bun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. $1000, eu zic că ajunge. $1000. Hai că vedem dacă mai vor, le mai dăm după. Dar $1000, nu zic că mai mult decât suficient, mai ales pentru prima zi. Pam, pam. Hai, da. Bun, frumos, place. Bun, domnul Bercea. Vreau să-mi spuneți frumos și clasic Celentano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hârtii de 100. Hârtii. Ronuri bune să avem. Bun. Băi, sclavilor, luați și munciți acolo, hai. Și tu, treci la treabă. Am o treabă aici. Nu. Bă, unde pleacă ăla, bă? Vreți mai mare intrarea la garaj? Da, mai am încă una, așa. Da, sigur. Bă! Taci, mă! Taci, mă, nu pune! Ce faci, mă? Ce faceți voi? Lasă-mă, mă, să-mi fac aici arta! Doamne, ce frumoasă e casa asta! Îmi place! Dar unde a dispărut domnul patronul? El de obicei așa face, să știți, ia banii și fuge. Da? Stați aici că mă duc după el. Adică nu voiam să zic asta. Treceți la treabă că mă duc după el. Alo! Da? Ce faci aici? Curățenie, că aveam prea multe și... Sui mașină, hai. Băi, tu nu vorbești așa cu mișto. Sui mașină că ți-am dat banii, dacă nu cumva vrei să chem poliția, hai. Ce bani? Care bani? Ce bani? Am mai dat tu mie vreun bani? Ce bani? Ce bani am mai dat tu mie? Vrei să te încing? Bă, știi de când aștept să-mi dea o nouă palmă să mă umplu de bani. Vrei să te încing? Te încing și faci și pârnaie, vrei să vezi? Zi, vrei să vezi? Băieții, ia, gata, toată lumea mâinile jos de pe sculde, da? Că ăsta m-a jurat de mame, așa mi-a zis, că să vă, așa, a, da? Și că sunteți sclavii mei. Și că mi-a luat și bani înapoi, na. Așa ați făcut domnul. Îl omor. Eu zic să săriți pe el. Eu zic că nu vrei să te pui cu noi, da? Vezi că suntem trei, da? Suntem și noi de la casa de copii. Da, și de ce stați cu prostul ăsta care vă fură banii? Eu? Nu ni-i fură, nu. Vă da ăsta? Da, vă dă, vă dă. N-aveți voi încredere în tășicul? Avem o masă asigurată pe zi. Și două țigări. Bă, eu zic să lăsați prostiile și să vă apucați de treabă să... Gata, domnul, cum să nu muncim? Hai, băieți, hai, 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 amici, hai, fă și tu ceva, măcar spargi și tu ceva aici, așa, perfect, iată, gata. Fă cu șamicul ceva, bun, au ce faci. Gata, eu mi-am terminat treaba. În curtea asta ce facem aici? Nu dăm buleală la om. Stai, bă. Aha. Hai că nu dăm dacă e. Mă. Amice, ce te faci acolo? Stai, mă, lasă așa. Nu mai stau cu lopata normală. Păi... Aoleu. Asta este, nu avem parte de cel mai bune scule când dorim. Opa! Domnul, ce ascundeți aici? Mă întreb pe mine, dar și-am cumpărat casa asta. Cumva cadavre? Ma. Nu știu ce avea pe subiect, ce... Cum ar fi să afli că asta a fost casa unui criminal în serie? Madalin, na. Îl chema cumva domnul Jeffrey? Na. Aoleu. Ce faci să-l băti cuțul acolo? Cuțul, dar să vreau și o lopată de aia, 3x3. De ce? Ce faci cu ea? 3x3, cam ăta. Ia. Unde vrei să spargi? Unde? Aici? Asta așa? Bă, da, la ce nu vorbește? A, domnule, aveți goi în casă. E, zici? Și tu nu fie de la cârtițe. Ba da, e posibil, am auzit că... Dar nu mai avem lemne din ăștia, pe de unde luăm lemne? Și că e o familie de cârtițe sub casa asta. O familie de cârtițe, cu nas telat. Aoleu. Ia fiți atenți, domnul. Mamă, mamă, dar casa asta e goală și pustie. Nu, casa, nu. De ce spargi geamurile, băi? Îi dăm un design aparte. Pentru că surâte, auzi, dar... Bă, dar cine a pus geamuri pătrățoase la casă? Taci, mă. Păi... Domnul constructorul. Doamne, dar ce ați făcut aici? Bă, dar de unde fac rost de lemn din ăsta portocaliu? Că nu mai știu. Lemn portocaliu? Nu știu care este. Din acacia? Eu am nevoie de... niște scări din ăștia de... Dar nu poți să faci. Scări de cuarț, de fapt, poți să faci. Dar n-am cuarț. Scări de cuarț? Bă, du-te... Aude să-l poate cuită și design la casă, frumos, îmi place echipa dumneavoastră. Doamne, eu cred că am apelat la cei mai proști. Echipa îmi place, de tine nu. Eu, păi cine crezi că i-a coordonat așa, să fie așa bun? Te aută-l pe ăsta, ce să pricepe. La design interior, aută-l. Design interior, exterior, aută-l, ce frumos fac aici, ești nebun. Ce ai, bă, păi aproape că e mai frumoasă decât casa mea, îmi place. Pot spune că îmi place. Frumos, garaj. Am spart un copac și cu plăcere. Ia pe ce copac mai am spart, ia uite. Dar cine a pus geam? Da. La Bercea cine putea? Ce copac a spart? Uau, cât de puternic ești, frate. Tășicule! Unde e tășicul vostru? Unde-i sporul ăla? Tășicule! Da, da, da. Ia vină cu a. Nebunul ăla ți-a tăiat prunul. Care prun? Ia uite-te în curte. Cine-l taie? Echipa ta, cine să-l taie? Unde e? Unde? Nu, eu tășicule, să nu mai dai. Cred că cineva o să fie pedepsit. Să nu dai. Cred că cineva o să fie pedepsit. Șeful, stai puțin. Cred că cineva o să fie pedepsit diseară. L-a pus la plantat. Iară legăm diseară. L-a pus la plantat, stați, gata, gata, gata. Gata, tășicule, de data asta dacă îl prinzi cu... Cu alea să nu mai dai și drumul la calorifer, că l-arde. Aoleu. Nu mai vorbiți voi așa, dați-vă încolo de nebun ce sunteți. Mi-așa place să primesc. Și cu ei nebun. Ce faceți aici, mă? Sunteți ce vrei să faci? Schimbăm linoleul. Îmi place când se muncește, bă, cu drag și spor. Bă, să le dai și la băieți banii, bă. Da, prin... Păi le dau altceva, nu le dau bani. Ba, le dai bani? Jungle, bă, plâng sunt ăștia, mă. Păi și cine n-are loc în inventar? N-are niciun am, nici voi n-aveți, nimeni n-are loc în inventar, na. Ba, eu am loc. Mamă, ce-mi place când se muncește cu drag și spor. Păi era păcat, domnule, de casa asta, că era abandonată. Era, mă, tu ce te faci, te spargi cu mâna? Păi nu mai am făcut. Și, și pentru ce spargi afară? Să spargem tot dacă tot am început. Păi și ce pui? Ce pui, da? Lemn. Păi ăsta nu e lemn. De care? De la negru. Zici că dă mai bine ce cu ăla negru? Da. Ia să vedem. Ia uite-o. N-aveam ce pe ce da banii degeaba. Da, bă, da, așa este. Vezi, pro, handicapat are dreptate. Handicapatul. Da, bă, da, nu, e altceva. Da, uite. Deci chiar e altceva. De coloare. De coloare. Da, mai avem lemn negru. Atât este să o spun. Hai că mă duc și mai iau lemn negru. Bun, aute aici, plin, frumos. Altfel arată cu lemn din ăsta, da. Ai dreptate. E mai șucar, mai fashion, mai de așa. Eu zic aici să punem asfalt lucios. Asfalt lucios unde? Da, da, să pun brickstone de ăsta? Ar merge asfalt lucios. Punem asfalt lucios. Păi de-aia n-am asfalt lucios. Nu, bă! Să punem asfalt lucios, punem. Smooth stone, punem astea. Du-te, bă! Punem de ăsta? Punem de ăsta? În garaj, doar în garaj. Din ăsta, a? Ăsta e de la mat. Păi nu e asfalt lucios. Păi asta e, nu e asfalt lucios. Păi nu, vrei asfalt lucios sau de ăsta? Asta te întreb. Bă, în garaj îți pui ce vrei, că e casa ta. Dar în casă nu pui asfalt, că o să fie frig la picioare și nu. Da, corect. Asfalt lucios, asfalt lucios. Ia. Aici punem... Punem asfalt lucios, dar stai un pic. Păi știu, dar punem asfalt. Ăla e asfalt lucios, ia uite, ia uite. Pune acum asfalt lucios, așa. Păi înconjur cu asfalt mat și după aia mijloc asfalt lucios. Gata, băieți, ia uite. Asfalt lucios, asfalt lucios. Luați copii, ia uite. Puneți și așa, puneți și așa. Și așa cum? Uite aici, până aici. Da. Ce asfalt? Pe lateral, uite pe aici. Pe de ce? Pe laterale, așa, cum că unde intră mașina, sigur. Așa? Așa. Și în mijloc punem asfaltul, jos. Bă, aici spargem. Ce făcură, mă, sălbaticul aici? Spargem aici, că e bine. Sparge aici. Nu, nu e bine. Ba da. Nu e bine, mă. Păi sparge. Da, bă, eu ziceam să facem cărarea, mă, sau vreți să lăsăm? Nu, lasă din pământ. Nu, lasă doar aici, în mijloc. Gata, uite așa. Gata. Și aici e mașina. Da, frumos. Foarte frumos. Foarte frumos. Vrum, vreau să parchez! Păi da, știți că ar fi trebuit, că nu prea e bine. De ce? Bă, tu n-ai permis, bă, dar te jos de la bun! Lasă-l că e în curte, în curte privată are voie. Lasă-l, mă, că e handicapat, nu-l lași în pace. Are voie în curtea privată. Aute, îmi place, băieți, ce-ați făcut aici, îmi place. Da, bă, dar puteați să fac altceva, nu care e voie sau. Ce firmă muncitoare. Să facem un carete, că... Ia, s-a făcut noapte, bă. Îl facem cu Bulkston. Da, frumos. Sus e bine, sus o lăsăm așa, a? Bă, măcar nu mai abandonată, nu mai umblă păienjenii prin ea, momentan. Stați așa, domnul. Acolo vrei să pui prunul? Da. Dar să pui și o pânză de păienjen peste să nu crească. Pe cum să nu crească? Păi tocmai asta e ideea. Am putea să punem niște buruieni pe aici. Bun, mi-l avem și amici aici, unde se pune. Nu crește pomul, te rog eu frumos, nu crește pomul. Ba da, lasă-l să crească. De ce, frate? Uga, uga, uga. Gata, ia uite-l. Mamă, ce mișto e. E ce trebuie, da? Da. E perfect. Nuuuu! Este un pat sus. Dormiți, nu... Mamă, steța, ai o idee să-ți moară ție la intrare, du-te, dracu. Sparge, 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 că te dau afară. Ce, de cu brickstone-ul? Da, pune albul ăsta, ia, sparge. Bun, îmi place, băieți. Și cu maică ta peste mine, da. Îmi place. Nu, nu așa, nu așa, nu așa. Îmi place, uite ce frumos e. Ia, mă, ia. Nu acasă, frumoasă, da. Băi, băieți, cam atât să fie cu acest episod. Îi mulțumim lui Bercea Consulting și lui... Consulting, bă! Consulting. și amicilor mei preferați. Și SRL. Și SRL. Și noi, bă, amice, dar dai făcut la iarbă în curte, chiar că e abandonat acum. Amice, să aibă și el ce tăia, să simtă care curte. E mai frumoasă oricum decât înainte. Așa e, da. Păi ce a făcut ăla, mă? Ăla era un... Habar n-avea la fostul proprietar. Bine că a murit. Da. E în honorul lui. Și noi ne vedem data viitoare. Pa! Pa! Pa.